Bună ziua, bine v-am găsit. Suntem pe data de 18 septembrie 2024 și am venit la Albinuțe azi, fiindcă ieri a plouat. Ieri a plouat și n-ai putut să umbli la ele. Asta anunță vreo câteva ore de soare. Vremea intră în linie dreaptă și am zis să arunc o privire la cei care le-am dat sirop. Și să vedem, consumă sau nu consumă. Aici văd că a consumat ceva, nu foarte mult, mergem mai departe, fiindcă lucrarea este cu totul alta. Mă uit acum la vreo câțiva, așa, văd dacă ia siropul. E bine că îl ia. E bine că îl ia, e totul în regulă. Hop, aici l-a luat cu totul. Ia să mai pune. Bine, aici gaura este un pic mai mare. Iată, cei care sunt curioși care-i treaba cu gaura, am pus eu ceara așa, e un pic mai mare, dar nu e nicio problemă, ia să-i mai aduce. Am pus, acum trebuie întors borcanul cu capul în jos, să se formeze vidul. Luați-mă, odată ce se obișnuiesc la borcan, ele vor veni și vor căuta acest siropel. E bine, în 3-4 zile dacă îl ia, fiind și o situație de urgență, să spunem. Să spunem că e o situație de urgență, atunci e bine. E bine, bine. O să mai dispunem la fum. Eu de obicei fumul fac așa cu cartoane, doar că rup cartoanele ca să țină mai mult, adică arde așa mocnit. Și mai trebuie din când în când apăsat. Mai arunc o privire. Ui. Și ăsta a golit borcanul. Deci n-am apucat să dau la toți și deja au golit borcanul. Hai că vin cu camera. Probabil o să fie un film un pic mai lung, fiindcă mă uit așa la fiecare. E fain. Știți de ce e fain la ăsta că a luat siropelul? Are doar 4 rame de albinuță. Iată cum stau albinuțele aici. Mă, i-am lăsat 3 găuri lui ăsta. Chiar e curios dacă... Chiar e curios dacă aceste colonii o să supraviețuiască. Punem sirop. E un miracol întreg să supraviețuiască astfel de colonii. Te punem. Da? Se putea să lipsească cocoșul. Nu. Acest sirop are mai mult rol de apă, doar că reușim să îi păcălim și să le administrăm și un pic de cum să zic eu, un pic de ulei esențial, un pic ce mai am acolo, pelinul, și poate reușim să redresăm colonia, dar ăsta ar fi ceva, ca peste o lună să-l desfac și să fie în regulă. Bun. Așa, să ne mai uităm la unul. Ia să vedem și aici. Fi ceva. După asta trebuie să continui să... Aici mai e.
Așa este, în 5 lame, albinul, să văd că a luat cam două degete de sirop aici. Bun, asta e așa acum pentru a verifica dacă ia siropul. Noi acum mergem să verificăm două colonii pe care trebuie să le pun tratament. Trecem la prima colonie, asta o desfac. Așa. Sperăm că rezistă și fumul. Desfac, deci pe aici am rămas, înainte să vină ploile. Fumos. Bun. Nu că ar fi neapărat nevoie de fum, dar să fie acolo. Așa. Ia să văd aici, i-am pus, nu i-am pus. Nu l-am mai verificat. Așa. Hai să mut camera să fie mai... Așa. Într-un unghi mai bun. Încă e de vreme, încă e de vreme și hai să-mi aduc o dată. Gata, am rezolvat. Îmi lipsea o daltă cu care desfac aceste podișoare. Le deschid așa. Bun, asta are cam 2 săptămâni de la ultima intervenție. Aici avem niște rame, miere. Să vedem care-i treaba cu ăsta. Ultima dată l-am strâns pe... Câte rame sunt? 5. 5 rame. Aici avem propolis. Avem amitraze. Sunt ele un pic așa mai agitate. Îmi trebuie fum un pic. Avem fumul, deci ăsta e fumul. El arde mocnic așa și trebuie, să spunem, aprins din când în când. Mai trebuie butona la el acolo ca să aprindă bine. Bun, deci mare lucru nu-i fac lui ăsta, decât eventual îl mai strâng. Îl mai strâng și asta e. S-a răcorit vremea. Acum albina stă mai în grămadă, teoretic. Și iată deja această ramă e în plus. O să-l strângem mai tare. Spunea cineva să nu-i strângem foarte tare. Dar trebuie strânși. Trebuie strânși fiindcă oricum sunt la limită, să zicem, cu albina. Cu cât îl strângi mai bine, cu atâta mai poate crește puiet. În condiții normale n-ar trebui eu să mai cresc puiet. Dacă nu ai albina, ce să fac? Asta e ceva extrem, da? Acum trebuia să ai albina, gata. Gata cu siropuri, gata cu stimulări. Aici încă mai avem puiet larvar. Totul teoretic e bine, dar vedeți că această ramă nu prea mai are el așa albina, adică
E bai. E bai și gândiți-vă că e toată albina în stup. Deci e răcoare. Bine, nu-i frig, e mai răcoare, încă albina nu mai prea zboară. Să vedem. Deci ce albină e acum plus puietul, cam asta rămâne. Cam asta rămâne. Alta nu o să mai fie și ce să-i faci? Bun, deci o să strâng, chiar dacă este albinuță, nu acoperă ramile, vedeți? E bai cu el, e bai, îi băgăm amitraz și îi strângem, fiindcă albina poate să se mai ducă la rama asta, e miere pe ea, are păstură. Sunt un pic rele, na, acum ce să le faci? Așa, strângem un pic și el deja o să-și gestioneze altfel puietul aici. Bun, se pune o bandă cu amitraz și mergem mai departe, mergem la următorul stup. Aici n-am posibilitate să-i pun sirop, rămâne așa. Rămâne așa și vedem mai încolo ce o să mai fie cu el. Toată treaba e că există o încărcare virală foarte, foarte mare datorită infestării cu varoa. Încă varoa nu vine doar cu înțepătura. E vorba de virus și aia. Așa. Primește tratamentul. L-am strâns cu un coramă. Și vom vedea ce va fi. Deci aici nu pot să-i pun sirop. Bine, nu-i pot să-i pun sirop datorită că nu am înălțătoare pentru el pregătită. O m-am gândit că chiar voi da sirop în această perioadă, dar fiindcă aceste tratamente sunt destul de dese, n-am mai dat așa tratament. Cred că în 6 ani n-am dat atâta tratament cât am dat acum 2 luni de zile. Dacă nu începeam tratamentele la ora asta, nu, rar mai era câte unul pe aici colo prin stupină, adică nu prea mai era o albină. Bun, ăsta e în regulă, am pus amitrazul. Mergem la următorul, de exemplu, la ăsta o să pot să-i pun, deci o să-i pot pune sirop. Așa, să-l vedem. O să-i dau sirop până îngheață siropul în borcană. Ăsta e frumos și el, deci arată bine. Să-l deschid, numai că. Să vedem dacă e rău. Ăsta știu că era un pic mai rău. Dar și el mai trebuie strâns. Iar ultima dată, iată, era pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame. Ar fi ideal acum unul. 6 rame acolo. În 6 rame ar fi perfect.
Mucite că trece albina după diafragmă, n-are relevanță, fiindcă acum te uiți cât albină e în cuib, dacă îți acoperă puietul respectiv. O parte din albina bătrână a murit. Mă mai orientez eu după ce văd pe YouTube, fiindcă fiecare se uită la celălalt să vadă el unde se află, că de-aia te uiți pe YouTube. Să vezi, mă, colonia mea e atât de mare cât a lui vecinul. Deci tot timpul ne vom orienta după cineva, da? Și dacă vedem la stupari mari, așa, na, YouTuberi, că la ei colonia e mai mică decât a ta, consider că nu, e totuși un lucru bun. Se uscă gâtul. Așa, deci mâncare este și să vedem puiet. În mod normal ar trebui să fie. O văd o colonie destul de bunicică. Hai sus. Totuși suntem pe 18 septembrie. Unele colonii au renunțat la mai ponta. Deci această ramă avea ceva puiet la eclozare. Am lăsat-o așa. Acum sigur o să o strâng. Deci nu... Nici nu-mi cap pe îndoială, deci stăm cu acea ramă și să vedem dacă are puiet. Puiet căpăcit mai este, acum larvar, nu știu, larvarul ne interesează în mod deosebit. Aici mai sunt câteva celule de puiet căpăcit. Mă uit dacă mai sunt ouă. Sunt colonii care gata, au terminat cu ponta. Ia să vedem. Să vedem pe cât e strâng. Această strânsoare s-ar putea să fie, în unele cazuri, ultima, adică nu mai e nevoie de încă o strânsoare. Sincer, eu cred că s-ar putea ca aici să fie ultimul puiet, matca, partea de jos. E mică, s-ar putea să fie ultimul puiet. Adică asta, atâta iernezi și din păcate cred că o să rămână în 3-4 rame dacă nu mai are puiet larvar, cel puțin. Da, nu. Nu, această matcă, gata, a întrerupt ponta, văd varoa pe albină, nici puiet la eclozare nu mai are. Gata, s-a terminat aici. Aici s-a terminat. Deci asta dacă trece de iarnă, să nu-l uităm. Da? O să-i dau eu un pic de sirop, dar e gata. Nu mai contează, nici larve, nimic, mai un pic de puiet căpăcit. Mă miră, și mama ei a întrerupt oatul, este o matcă din zona, este foarte bun în ca puiet văros. Mm-hmm.
adică ca puiet văros, adică rezistă la puiet văros. Aici a fost o colonie cu puiet văros și am introdus această matcă, a curățat colonia, din păcate varoa e la putere. Sunt curățați într-o oarecare măsură, dar mai este, aici se poate pune la iarna, asta e gata. Și totuși am să-i dau un pic de sirop. Am să aduc niște folie nouă. Am pe aici un pic de folie. Niște folie nouă. Cineva spunea să le pun deasupra, dar nouă mai asta. De-aia le schimb să le fie, să fie schimbat. Nu mai am treabă cu ea. Nu-i chiar așa scump. Punem o jumătate de cat. Jumătate de cat aici și încă ceva și tratamentul are altă forță în acest moment. Care e problema aici? E o mică problemă. Ia să rezolvăm. Știți care era problema? La câțiva stupi am pus suport din ăla, din cutii, știți? Am văzut cu câțiva ani în urmă la Bobocea că punea pe niște cutii, dar ăsta nu vrea. Așa. Și a cedat cutia, s-a ruginit și a cedat. Bun, să iau caterul. Și să-i pun un pic de sirop și lui. Cu toate că aici nu mai avem pontă. Nu mai. Măcar 2 săptămâni era perfect să mai am. Măcar 2 săptămâni era bine să mai am această pontă. O să-i pun și lui un borcanel. Și vom vedea ce va fi cu el. Nu știu. Îi aduc un pic de sirop. Un pic de sirop și să fie sănătos. Bun. Cam asta e. Aici doar că mai bine o să-i mai dau un tratament și dacă ia siropul normal o să-i mai dăm. Dacă nu, nu. Bun. Cam asta e.
pentru ziua de azi. Iată albinele. Unele colonii consumă siropul, altele nu. Altele au încetat oatul. Sper să nu găsesc foarte mulți care au încetat oatul. În condiții normale era ideal, dar acum nu. Chiar nu. Bun, până la următorul film, numai bine!